Colici a suferit o intervenție chirurgicală la tendonul femoral, zona unde a mai avut probleme în trecut și are șanse mici să mai joace în acest an. Aceasta nu este prima accidentare a atacantului de 27 de ani, care a stat departe de teren 487 de zile de la transferul la Universitatea Craiova, ratând 66 de partide din cauze medicale. Bosniacul urmează însă un program special de recuperare și speră să revină mai repede pe gazon. Cu recuperare sunt bine, sper ca într-o lună să pot să joc. Când te vedem la forma aia pe care ne-a invitat? Eu fiecare meci încerc să fiu ce mai bine. Acum cu accidentata aia puțin mai greu, dar o să revin și încerc să revin în formă cea mai bună. Greu pe margine să vezi evoluția băieților? Normal că da. Sper și mâine avem un meci foarte greu, sper să câștigăm și e mai ușor și pentru mine. Colista a simțit bine alături de suporteri pe care îi consideră al 12-lea jucător. M-a primit foarte bine. Sper ca să se continuă așa. Sunt suporteri, sigur, cei mai buni din România și în Europa dintre. Și sper să continuă așa. Te așteaptă să revii cu goluri? Ca în sezonul asta aștept și eu. Pentru gruparea din Bănie, atacantul a adunat 101 meciuri în care a marcat 33 de goluri și a oferit 13 pase decisive. În tot acest timp și-a trecut în palmares, Universitatea Craiova ocupă și o supercupă ale României.